what did you tell me to do, Dad? Să bați de două ori din picior, tati, ca să prinzi. Acum o să vină. Hai! Oh, vezi că a mers? It actually worked and it's a big one! Salutare și bine ați revenit la un nou vlog. Deocamdată doar cu mine, pentru că Daniel își face temele. Și i-am promis că dacă astăzi își termină de vreme temele și le face repede, o să mergem la pescuit. Ne-am luat deja tricoul de pescar și ne pregătim să mergem la pescuit. Pentru asta o să avem nevoie de momeală. Nu vreau încă să umbru la ferma noastră de râme, pentru că pe acelea le păstrez pentru pești mai mari. Însă o să căutăm pe aici, pe sub ghivecele din grădină, pe dedesubt, și găsim noi câteva râme, găsim momeală. Captură! Hai să căutăm și sub usturoi. Upsa. Am găsit. Ia-mi și mie râma aia. Vânătoarea de râme a dat rezultate și suntem gata. Luăm undițele, își termină Ion lecțiile și ne vedem de pe malul lacului. Okay. Haide! Am ajuns la pescuit pe malul lacului. Hai să vedem ce facem noi astăzi. N-am închis mașina, dar imediat o închidem. Gata, haide că s-a închis. Param, papam, param, papam, param, papapam, param, papapam. Da, tati, aici. Ți-am spus că aici ajungem. Cum vă place lăculețul? Locul nostru secret. Stați un pic, că nu, v-am spus. Cine se oferă să ne fie și nouă cameraman? Nu are cine să ne filmeze și eu am nevoie de aici, de mâini, ca să deschid undițele și să ne apucăm de pescuit. And you won't only be our cameraman, you'll also be our friend. Da. Suntem gata. Haideți să vă arătăm ce am pregătit aici. Avem niște mămăligă și mai aveam eu un pic de nadă. Vă aduceți aminte episodul de data trecută când am făcut mămăligă? Ne-a rămas. Și mai aveam eu un pic de nadă. Hai să nădim un pic locul. Uite acolo un pic. Haideți să iau, să dau și la mine un pic. Aruncăm și în partea asta. Aruncăm și în partea asta un pic. Așa, și avem locul nădit. Și când arunci, îi dai drumul la aia. Pe tu, hai. Hai să vedem dacă prinzi un pește. Ce ziceți? Am aruncat undița, îl avem pe Ion pescarul. Și deja avem trăsătură. Deja ne trage peștele. I felt a real tug there. Da? I-a furat pluta lui Daniel. Unde a fugit tati ăla cu pluta? Trage și tu. No, no, Dad, because I don't want to disturb it. I got it. A prins Daniel primul pește. M-am trecut. Ia să vedem. Este o roșioară. Avem o trăsătură. A fugit, măi, tati. Nu a fugit. Uite-l că a fugit cu pluta ta. Da, nu. E același? Nu, no, it's not the same. E același, mă? No. Bineînțeles că peștii se întorc în apă. Ia, iarăși. Wait, Dad, like last time, I'm gonna leave it. Păi nu-l lăsa, că se duce în nufer și îți prinde... See? Păi da, dar nu acum. Aș!
Hai să vedem, Daniel. Pescar profesionist, încă o roșioară. Different one. Ce-i faci, tati? Ce le faci? Cum dă-i chem la tine? Hai! Gata! Ai văzut că a fost simplu? Yes. Și înapoi în apă. Eu nu am mai apucat să pescuiesc. Undița mea este în apă, însă n-am apucat să pun mâna pe ea. N-am mai apucat să pun mâna pe ea pentru că Daniel prinde pești unul după altul. Da, aici în apă, în balta aceasta, sunt și crapi, plătică, roșioară și il. Cum se spune la il? Da. Cum? A, și prins. De-aia lungi. Anghilă. Hai că după ce mai prinde Daniel 1, 2, 3, 5 pești, o să încerc să pescuiesc și eu. Și o să vă spun la sfârșit și de ce ai nevoie. O să vă spun la sfârșit și de ce ai nevoie ca să pescuiești aici în Anglia, de la permis până apele în care ai voie să pescuiești, râuri, canale, lacuri. Da? Hai să vedem dacă prindem. Eu cred că o să-l prind mai mult pești decât tine, Ioan, și tu o să-l prinzi pe cel mai mare. Tu ce crezi? Da, cred asta. Haide să facem concurs. Dăm drumul la concurs. Fish, but they're getting smaller. You're gonna get bigger fish, but less. Hai să vedem. Niște babuști sănătoase, frumoase. Bă, să nu sari în apă după pește. Nu o să sar. It's grabbing, it's grabbing and it's cool. A venit și barosanul, tati, ia uite. Tati? Oh, wow! Opașa! Am trecut eu la undiță și a venit ăsta micu. And the buggy. A trecut Daniel în spatele camerei și să vedem. Eu în cât timp prind un pește, cât de repede îl prind. Yeah. Ia să vedem. 3, 2 și 3 seconds. Ne-am făcut o tabără foarte frumoasă aici pe malul lacului. Am întins și un covoraș, o... Cum se cheamă, tati, asta? Ce am întins noi pe aici, pe jos? O păturică pe jos. Haideți să vă arăt și pontonul celălalt și partea de pădure. Deci tot lacul are în jurul lui o cărare pe unde lumea se plimbă, vine. Cineva are grijă de această cărare pentru că se mai rup lemne și uite, vine cineva și le mai taie. Este o pădure îngrijită. Și aici avem celălalt ponton. Uite, avem și celălalt ponton unde lumea vine, se relaxează, oamenii din sat vin, se relaxează la pescuit sau la plimbare cu bicicletele. Please. No fishing beyond this point. Thank you. Adică să nu pescuim mai încolo. Am găsit un semn pe jos.
please no fishing beyond this point. Adică nu avem voie să pescuim mai în partea aceea de pădure. De ce? Surprinde pești mai mari? Vă dați seama că data viitoare direct acolo mergem. Haideți să vă arăt unde. Uite, acolo, în locul acela vom merge data viitoare, exact acolo unde nu avem voie. Ne mutăm un pic mai la soare, din cauza că e răcorică, să știți. Nu știu cum a fost pe la voi, dar aici e un pic mai răcoare. Ne mutăm un pic mai la soare și vă povestesc imediat și ce aveți nevoie pentru a pescui în Anglia. De ce acte și unde puteți pescui. Și am ajuns la faza să vă spun cum puteți pescui aici în Anglia. În primul rând trebuie să intrați pe site-ul guvernului gov.co.uk și de acolo vă puteți achiziționa un permis de pescuit care pentru două undițe puteți să pescuiți oriunde, inclusiv la păstrăv, da, păstrăv și pescuit general. Costă 30 de lire pentru două undițe. O să vă las imediat o poză aici. Puteți pescui pe canal, vă trebuie ca să pescuiți pe canalele pe unde se plimbă ei cu bărcile. Vă trebuie un permis special de la canale. Ca să puteți pescui pe râuri, trebuie să vă interesați exact unde, de cine aparține acel segment de râu, de ce asociație, pentru că toate râurile sunt împărțite pe segmente care sunt concesionate de către asociații de pescari. Și mai trebuie să plătiți și acolo o taxă zilnică ca să puteți pescui, nu o puteți face fără acel permis dat de guvern. Sau puteți să vă duceți pe lacuri, unde la fel se plătește o taxă zilnică. Taxele zilnice sunt undeva între 10 lire, 8 lire, 10 lire, pot ajunge până la 25 de lire, poate și mai mult. Ca să devii membru într-o asociație este foarte greu și poți să pescuiești tot anul plătind cotizația la acea asociație. Trebuie să aștepți efectiv să moară cineva din asociație și încă mai este o listă de așteptare de cel puțin 100 de membri. Ce v-aș dati? Prins? Goodbye, little fellas. I'm going to catch them with the two-finger method, like this. And now, goodbye, little fellas. We had a good time together. Especially the time where I catched you over and over again to count how many of you we had. Oh, come on, come on. I'm trying to catch it. Now, rest in peace with our body. Și noi am avut o zi minunată, o motivație pentru Daniel nemaipomenită. Un final deosebit pentru Daniel și peștele lui. Yes. Vă mulțumim că v-ați uitat la noi. Hope you enjoyed the video. Make sure if you enjoyed the video, make sure you like, subscribe and hit the notification bell to make sure you don't miss out on any of our videos. Bye! La revedere! Vă pupăm până la următorul video!